Se crede în mod obișnuit că aurul este unul dintre cele mai rare și mai scumpe metale prețioase, dar există un metal care l-a învins atât pentru preț cât și pentru raritate. Valoarea monetară a diferitelor materiale este inconsecventă, diferind ușor în funcție de cerere și de acces. Datorită versatilității aurului, conductivitatea, durabilitatea și aspectul său frumos îl plasează ferm în topul celor mai scumpe 5 metale. Prețurile aurului se ridică la peste 1850 de dolari pe 35 de grame. Impresionant, dar nu este nimic în comparație cu rodiul. În prezent, fiind cel mai scump metal prețios și unul dintre cele mai rare, prețul pe 35 de grame de rodiu se ridică la 10.300 de dolari. Se crede în mod obișnuit că aurul este unul dintre cele mai rare și mai scumpe metale prețioase, dar există un metal care l-a învins atât pentru preț cât și pentru raritate. Rodiul nu reacționează ușor la oxigen, ceea ce îl face un metal nobil și înseamnă că este un catalizator perfect, rezistent atât la coroziune cât și la oxidare. Rezistența generală și punctul de topire ridicat de 1964 de grade Celsius îl plasează printre metalele din grupul platinei, alături de platină, paladiu, osmiu, iridiu și ruteniu. Capacitatea sa de a rezista la temperaturi ale apei și aerului de până la 600 de grade Celsius și de a rămâne insolubil în majoritatea acizilor face ca rodiul să fie extrem de versatil pentru utilizarea în mașini, avioane, contacte electrice și fire de termocuplu, dar și rezistență la temperatură înaltă. Fiind cel mai rar dintre metalele din grupul platinei, rodiul se găsește cu aproximativ 0,00037 părți pe milion în scoarța terestră, în timp ce aurul se găsește la o abundență de aproximativ 0,0013 părți pe milion. Produs în principal în Africa de Sud și Rusia, rodiul poate veni ca un produs secundar al rafinării minereurilor de cupru și nichel, care conțin până la 0,1% din metalul prețios. Aproximativ 16 tone de rodiu sunt produse anual, cu o rezervă estimată la 3.000 de tone. Descoperirea rodiului a venit în 1803 de către William Hyde Wollstone, un chimist englez care a extras elementul dintr-o bucată de minereu de platină din America de Sud. Descoperirea a avut loc la scurt timp după ce Wollstone a descoperit un alt metal din grupul platinei, paladiul. Relatează Playtech.ro.